Sânul este alcătuit din strat de grăsime și glande mamare. Glandele mamare drenează în canalele lactifere care sunt conectate la un mamelon. Pe durata sarcinii, glandele mamare se umflă pentru a facilita producerea de lapte. Acest proces este reglat de hormoni. Cancerul la sân este un neoplasm malign al glandei mamare. Este unul dintre cele mai comune tipuri de cancer fatal la femei. Soluția constă în depistarea din timp prin autoexaminarea sânului și mamografie. Prin autoexaminare, irregularități precum excrescențe sau noduri pot fi detectate înainte ca boala să ajungă să se împrăștie. Pericolul asociat cu toate tipurile de cancer, dar în special cancerul la sân, este că boala poate evolua mai repede odată ce a invadat sistemul limfatic. Sistemul limfatic furnizează o cale perfectă pentru cancer de a se răspândi în întregul organism.